Nici Bogdan și nici Lales nu sunt oarecare pentru că au venit cu mașina. Bună dimineața! Da, bună dimineața! Nu știu dacă bine sau rău, cred că mă vine acum metrou, dar am ajuns, Doamne ajută! Da, pe ce magistrală locuiți? Dacă îmi permiteți? Da, eu stau pe, nici la, nu știți, pe la muncii. Și eu acasă. Bun răspuns, da. Și el stă în Vercen, ceea ce înseamnă că am vreo 2, 3, 5, 7 ore până la radio. Oamenii când lucrează? Că îi văd numai în trafic. Să știi că și eu m-am gândit de foarte multe ori. Întotdeauna este traficul super aglomerat. Când mai, cred că lucrăm în schimburi. Unii pe, dacă am fi toți pe stradă, ar fi urât. Ce faceți mai băieți? Bine, uite, data trecută a venit doar Bogdan, acum a reușit și Rare să se trezească. Totuși încă a ajutat de ochelari. Încă mă trezesc, da? Încă te trezești. Aproape trezit. Da, și au venit așa ca în fiecare prag de vară, cu piese noi de vară, dar fii atentă, de data asta au venit cu 3 piese. Da, și dacă stau bine, să mă gândesc, sunt 4, da, în ceea ce privește pe el. Da. Vorbeam cu Bogdan mai devreme, mi s-a părut o idee absolut fantastică. Ideea lor este una minunată. Vor să lanseze preț de 3 săptămâni consecutiv, poate în aceea zi, spunea Bogdan, câte o piesă nou-nouță, iar în decurs de câteva săptămâni, lumea să voteze sau să aleagă într-un fel sau altul. Și normal, pe cea care o va alege pe cea lumea care... și o va... Pentru voi mi se pare un experiment fantastic. Da, pentru că au și toate piesele de pline de energie, plină de viață, adică de vară, de cum apare soare și toată lumea e plină de energie. Bie soare afară, că noi aici, vezi, avem geamurile acoperite. Da. Piesele sunt în același ton, toate, ritmate și de vară? Nu sunt același gen, dar sunt la fel de pline de energie, adică una e reggae, una e mai dancehall, alta este mai pop. Dar toate sunt pline de viață și asta e foarte important. Adică nu e una gen zi, Răzvan, avioană de hârtie, inim de senate. Inim de senate pe asfalt, nu. Lentă și cu... Nu. Noi nu avem lente. Vara nu se poartă 50 Shades of Grey. Nu? Asta sunt, da, nu știu, de când în când. Și fiind și limbi diferite, pentru că următoarea va fi în portugheză și cealaltă tot în portugheză. Da, deci am învățat și portugheză. Și cealaltă? A, deci în portugheză și română, sau ce? Prima e română și alte două în portugheză. Da. Mai avem o surpriză, dar nu o spunem deocamdată. De ce ți-a ales portugheză? Stai că-s curioasă. Pentru că sună foarte bine, o să-ți placă. Ați mai avut voi ceva în... Și Rare și prima audiție în portugheză. O să fie și în spaniolă, dar avem și portugheză. Portugheză de la Moldova. A fost foarte interesant, pentru că următoarea o să vorbim și despre ea un pic, așa. Ideea este că am tras cu un portughez de la pe care îl cheamă? Pe care îl cheamă când îl cheamă, când cheamă, mai e plecat. Am înțeles. Așa? Da. Deci dar ce este că el stând de, am înțeles, vreo 6 luni stă pe aici prin România, a zis că, domne, știți, portugheza asta seamănă foarte mult cu moldovenească voastră, sau cum spuneți voi. Cum sunt de acolo, adică... Și cum Rare și de la Roma, l-a fost cel mai cântat. Și ai găsit Rare și asemănare între portugheză și moldovenească? Are puțin așa. Are, nu? Mi-a zis, mă, ai un accent foarte... Da, pe normal i-am făcut portugheză de mic. Adică. Limba română, piese în limba română sau în engleză, ori portugheză sau spaniolă vara asta? Că vezi că latino revine. Nu știu, eu am învățat o regulă de la american, care americanul zice prima regulă, nicio regulă în muzică. Nu știu, Dumnezeu știe ce va fi. Da, asta prima regulă, nicio regulă. Da. Da, de asta prima piesă e în limba română, după care celelalte sunt într-o altă limbă. Deci vara la mare. Portugheză. Da. Vara la mare. Noi, să știi că, cum ți-am zis, nu avem prejudecăți, adică gata, asta o facem. Pur și simplu, dacă așa a ieșit, așa... Asta chiar suna română de când Rare și-a făcut-o. El este inițiatorul și tartorul. Da. Bineînțeles, toată echipa Code Production am contribuit la ea, dar el a venit cu ideea și el a făcut toate liniile aproape. Dar ideea este că așa a ieșit română. Eu văd că Rareș mai are o colaborare pentru vara asta. El are 4 piese. Da, sigur, sigur. Da. Cu Alnegru și cu Alnegru și Ralflu. Repetați rețeta de acum 2 ani? De la Miesete, de ce nu? De tine. Să dea domnul să piesa asta nouă. Love, poate o să venim cu ea aici, sigur. Să ascultăm și cu altă ocazie. Deocamdată, hai să auzim piesa asta vara la mare și să vorbim despre ea imediat cu Free DJs pe 98.3 FM. Hai la 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 Cosinești, hai la 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 Cosinești, hai la Cosinești, vara s-o trăiești. Eu vara la mare, mă mut sub soare și o să mă ard în ea, chiar și la buzunar. Eu vara la mare, mă mut sub soare și o să mă ard în ea. Bară la bară, spre mare se îndreaptă o jumătate țară. Coadă la taxă, deschide porțile, e arșiță afară, asfaltul mi-arde roțile. Nu mă grăbesc să caut cazare, stau liniștit că nisipul e moale. Deschid o bere, apar fetele,
și o să mă ardă ea, chiar și la buzunar. Eu vara la mare, mă mut sub soare, și o să mă ardă ea. Să tu privești la fetele frumoase, din box să se anunță mare petrecere. E clar că se lasă cu super distracție. Sirene la plimbare, apar seara pe mal, soarele dispare și mai umplu un pahar. Din valuri spre plajă, dar le dau cu flit. Noaptea abia începe, ne vedem la răsărit. Mergi rece să ti răcorești, din la căldură simți cât îi topești. Dacă începi, nu te mai oprești. Da, 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 e bine, bine. Fără fițe în Cosinești, e mai bine ca în București. Nopțile sunt ca în povești, da, 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 da. Hai la 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 Cosinești, hai la 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 Cosinești, hai la Cosinești, vara s-o trăiești. Hai la 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 Cosinești, hai la 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 Cosinești, hai la Cosinești, vara s-o trăiești. Hai la 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 Cosinești, hai la 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 Cosinești, hai la Cosinești, vara s-o trăiești. Hai la 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 Cosinești, hai la 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 Cosinești, hai la Cosinești, vara s-o trăiești. Da, totul pentru invitatul nostru. Hai la Cosinești. Fă-ți bagajele, Mirela, hai. E cu trimitere directă la Cosinești și atât, nu? Nu neapărat, la litoral, dar... Ai ofertă acolo sau ceva? Ne place foarte mult, păi și eu acolo stau și Rareș. Noi cam suntem acolo mutați, ca să zic așa. Vara. Vara. Vara, da, da. Și... Dar eu am văzut că Rareș se duce și iarna pe acolo, nu știu. Normal, e frumos. Îi place marea. Să fiu singur, așa, pe plajă, îmi iau un șezlong. Adică Verică, e... fica, dacă totul e ok pentru vară, vreau să povestea Bogdan mai de vreme că și alte piese care vor fi lansate în săptămânile următoare sunt deja pregătite, mă rog, pe ultima asta de metri. Da. Da, una e despre Eforie și una despre Mamaia. Da. Ca să-i Cosinești. Și urmează celelalte stațiuni. Și... Da. Deci mie mi se pare fantastică ideea. Cum a cui a fost? Cum v-a venit? Păi nu mai știu, noi tot discutând, la un dat m-am gândit, mă, cum să facem dacă le avem toate trei, e păcat să punem doar una și poate nu prinde, sau nu poți să știi întotdeauna, exact cum spuneai mai devreme, nu poți să știi lumea acum ce dorește sau ce inima ce le spune. Sau... Și că artiștii în general scot o piesă și apoi așteaptă să urce, să coboare, să facă ceva lumea cu ea. Ei scot trei piese, dar direcții diferite. Mă gândeam că le puteți pune pe Facebook un vot sau ceva și vezi care merge mai bine. Le puteți găsi pe canalul nostru, primul rând, pe Code Production, pe canal de YouTube sau pe Facebook, bineînțeles, Free DJs, căutați acolo oficial. Da. Chiar cum vă vine vouă feedback-ul ăsta de la ascultători? Da, un pierd. De la fani? Păi, din foarte multe părți. În primul rând de la voi, de la radiouri, în al doilea rând de la public și cel mai bine este YouTube-ul și Facebook-ul, pentru că acolo ai un contact direct și atunci vezi exact care se ridică foarte mult. V-ați gândit să faceți un sistem de voting acolo pe Facebook cu astea trei piese? Asta întrebam mai devreme, să puneți toate trei piesele și un sistem de voting. Vezi care iese piesa, da. Da, le pui frumușel acolo linkul, clipul, da, și toată lumea... Da, uite o idee, da. Visează ce îi place. Practic, deci, la o săptămână după lansarea ultimei piese, o să luăm decizia la care vom face videoclip. Și între ele nu plânge Ana. Altcineva. Ana a fost, gata. Delia. Da. Nu plânge, da. Da, Nicoleta nu că. Nu știu, oricare, asta spun, ca să derutați un pic lumea concert. S-ar putea să schimbăm, nu râde atunci. Dacă, exact. Dacă exact. Nu plânge. Sau mai râde Ana. Da. Mai râde Ana. Da. Concerte? Concerte, da, sigur, sunt concerte la Cosinești. Peste tot, adică. Da, sunt concerte Zim peste tot. Zim concertul la care mergi în următoarea săptămână, na. Da, adică e foarte frumos, ce să... Noi el merge la fotbal acum, în weekend, după care... Da. Noi trebuie să spunem că, Rareș va merge, nu o să poți să mergi anul ăsta, o să mergem la... De fapt, Național o să meargă la campionatul mondial de fotbal artiștilor, sperăm da, să suntem campion mondial anul trecut, da. Sperăm și anul ăsta. Ei fac parte din Naționala de fotbal artiștilor. Da, știu, am vorbit cu domnul Temi, ca să zic așa, a intrat chiar la noi în direct cu cupa cu tot. Da. Sunteți meseriași.
Bine, și Bogdan merge tot la un campionat de muzică, cum ar veni. Eu, din păcate, merg la Târgul Internațional de Muzică. Cum de din păcate, mă? Din fericire. Din păcate, când duream să merg și chiar le spuneam că în aceeași perioadă s-au pus amândouă și asta fiind de și foarte și cum ați tras la sorți? Care merge acolo și care merge acolo? Nu, eu, din păcate, sau... Dar unde e Târgul ăsta Internațional de Muzică în Germania? Nu este în Germania. În Franța. În Franța este la... E cu escală în Elveția. Da. Aproape de 8 luni de zile am plătit tot și îți dai seama că... Și îmi trimiteai părere. Da. Păi m-a trimis în Moscova. În Moscova e campionatul? Da. Uh-huh. Bravo, felicitări. Sperați să câștigați din nou? Noi sperăm. Avem echipă foarte bună. Brazilia înțeleg că face probleme întotdeauna. Da, i-am bătut, adică n-a fost. Da, e adevărat. Ce să zic? Am fost mai bun. Da. I-ați bătut și pe ea. Și la muzică. Da, acolo, da, nu acolo se pune problema. Mai distractiv, pentru că noi suntem obligați, ca și reprezentanți ale țărilor, să avem un program de o oră în care să arăți ce talente ai, ce poți să cânti. Și distractiv la brazilien să vezi 24 dinși aliniați așa unul lângă altul, stânga dreapta, unul singur care cântă două strofe, restul e o fată care cântă pe spate. Adică și ceilalți au percuții în mână. Stă pe spate și cântă sau cum? Da, pe spate în Brazilia, că nu vine, că are puțină treabă. Și... Da. Deci din 24, unul singur. Unul singur, da. Rares, vreau să te întreb dacă atunci când ați câștigat campionatul de fotbal, v-a sunat domnul Pițurcă, că parcă el era atunci antrenor. V-a sunat? Serios? Mi-a sunat, aveam un telefon închis și n-am avut... Am înțeles, deci nu v-a sunat, ok. Deci nu v-a sunat, da. Nu prea. Da. Nu prea, da. Invidia! Da, așa. Da, pentru că Bogdan a fost și el la Eurovision. O să-l întreb acum despre Eurovisionul din 2015. Da. Votați, te așteptai, votați, nu? Da, el a fost la Eurovision acum cât da, timp știu. S-a întâmplat? 2007. În 2007 cu Todo Mondo, da? Parcă Iubi, Iubi, I Love You se numea piesa. Da. S-a schimbat ceva din 2007 până în 2015? Important e noi să ne schimbăm mentalitatea, cred că e cel mai important lucru. Și anume să susținem oricine reprezintă România. Cred că este un lucru... Pentru mine a fost o lecție de viață în 2007 și... Noi cel puțin toți băieții de la Todo Mondo am rămas surprinși pentru că lumea nu știe lucrurile din spate. Vă dau un exemplu foarte interesant care mie mi-a schimbat un pic așa viziunea asupra artiștilor în general. Malta, nu aveți cum să știți probabil, era favorită locul 1 sau 2 în toate topurile dinaintea de Eurovision. Avea o melodie extraordinară, o voce extraordinară. Și a ieșit pe... Și atenția, a ieșit din semifinală, n-a intrat nici în finală. Uite, asta întrebam tot timpul. N-am terminat. Nu înțeleg. N-am terminat, stai că n-am terminat, surpriza. Era cazată la tot grupul lor, era cazat cu noi în hotel. Ce credeți că au făcut reprezentanții lor? Repet, nu a intrat în finală, da? La noi cred că erai bătut cu pietre. Lor, când au venit solista în hotel, toată delegația au făcut o surpriză petrecere. Petrecere surpriză. Bravo, ai fost foarte bună, te iubim, ai cântat foarte bine, ești cea mai tare și te iubim. Pregătești acum voltaj când se întoarce? Nu. Preventiv așa. Nu, ferească Dumnezeu, nu. Sunt prieten cu ei, le urez succes, melodia e drăguță. Așa era, înainte cu toții le urăm succes, păcat că nu putem vota. Cu Dipsy, cei care au produs piesa, sunt prietenii mei foarte buni și apreciez foarte mult ceea ce fac, dar eu vreau strimitatea noastră română. Am înțeles ideea, pregătiți. Hai să nu mai fim atât de răi, domne, stai că știu așa eu, se hai, întâmplă. Fac eu. Eu de dacă, când mă știu, dacă România lumea a votat, dacă juriul a trimis, haide să ținem cu ei, că la urmă urmei ce... Ai mai merge o dată la Eurovision, tu? Eu dacă merg... Ai eu... mai încerca? Nu știu ce să-ți răspund. De atunci ai mai depus vreo piesă? Da, da, am depus cu Vaida, așa și intrat, a luat locul întâi la public și bineînțeles... S-a întâmplat anul trecut. Da. Și la locul 2 la juriu. A fost groaznic atunci și după Eurovisionul din 2007? Ați avut vreo cădere, vreo ceva? Sentimentul? E greu cât sunt 6 inși adunați. Ne-a făcut proiectul pentru Eurovision și unele erau semnate la anumite case de discuri și au fost probleme de genul ăsta, de acte, ca să zic așa. De ceaf? De foi. De foi. Da. Din păcate se lovește și treburile astea. Nu știu, dar Eurovisionul nu e o chestiune în care să participi, să zici nu mai particip în viața mea, e pentru voi? N-am spus așa ceva. De asta, pentru că eu de când am apucat de muzică am făcut ceea ce am simțit. Dacă simt, nu știu, mâine să fac o melodie sau nu știu, X sau să-i fac sau așa, fac, dar nu fac ca să fiu acolo sau ca să... Funcție, când te lovește inspirația, bineînțeles, atunci... Da, nu trebuie să, cel mai bine. Să devină un obicei mamă, cum sunt unii, vine Eurovision, hai să faci... Nu iese o piesă, dacă vrei să faci special pentru un lucru, facem pentru asta piesă, să nu iese niciodată. Să știi că așa e și eu simt la fel, că atunci când te pune cineva să scrii, chiar nu poți, dacă ai o inspirație, s-ar putea să-ți iasă bine. Scoți telefonul de genul de compozitor care scoate telefonul, la, după care se scrie. La studiu, dezvoltăm. Ia spunem cum merge colaborarea ta cu Al Negru și cu Ralph. Foarte bine, mergem, am început să mergem la emisiuni. Noua colaborare, că voi ați mai colaborat.
și așteptăm să merge piesa? Prindă piesa. Pe YouTube? Da. E bine? E foarte da? Bine, am filmat și videoclipul. Unde? La Costine? Comana. Da, aproape, tot cu C. Da, mai aproape de București. Da, da, da. Bine. Până aici ne-a fost astăzi, vă mulțumim tare mult, succes cu piesele alea, cumva să aranjăm să fim primii care află din nou de lansarea săptămâna viitoare, ai zis că joi, încă da. O piesă și cealaltă săptămână? Nu, joi acum. Ah. Păi să ne trimiteți și nouă, să o dăm într-o deci joi dimineață? Deci asta e două pe săptămână. Păi nu, ea asta a fost lansată săptămâna trecută. Nu-mi place. Nu-mi place. Mai stăm o săptămână? Trebuia săptămâna, ziua, ora, piesa. Săptămâna, să știi că așa ziua... ne-am dorit, marțea, dar din păcate, din motive tehnice, pentru că mixul și master durează foarte mult, noi lucrăm cu Romy Bunicu Magic, așa este spune, este... Hai, dă vina pe el acum, Nu, foarte bun și are multe are de făcut. Are foarte multe comenzi și atunci și noi suntem foarte pretențioși și vrem să sune foarte bine și atunci preferăm să întârziem o zi, două, decât să scoatem ceva care nu e la capacitatea maximă. Deci 2 la 9 și 25, da. Dacă nu sunt ei aici, sigur va fi piesa lor, promiteți? Promitem. Jur pe roșu? Da. Deci vă rog, pe microfon. Aici. Nu uitați, Răzvan Petre, arond bucureștefm.ro, aștept piesa până mâine după amiază. Ok, ca să o difuzăm joi la 9.25, da? Promitem. Câteva minute bune până la 10, ne luăm la jucările și plecăm către casă, ne întoarcem mâine cu ele, poate și cu altele mai frumoase, la șapte fără un sfert. Găletușa, grebla, da. Lopățica și ceva nisip de la Costinești. Leul de mare. Deci leul de mare, da. Sau pisica. Păi hai să mai auzim o dată vara la mare cu Free DJs aici pe 98.3 FM și online pe bucureștefm.ro. Zi perfectă și plină de zâmbete, ne reauzim și mâine dimineața la 6.45. Bye!